găsit la știri, sunt Silvana Vorovenci. De mai bine de 24 de ore, scafandrii și pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență caută un bărbat dispărut în zona barajului de la Viștea de Jos. Cu detalii vine colegul meu, Marian Stoica. Bun găsit, Marian! Bun găsit tuturor! Nefericitul incident s-a produs în noaptea de 20 spre 21 mai, atunci când barca în care se aflau cei doi bărbați s-a spart. Din fericire, una dintre persoane a reușit să se salveze, a suferit doar o ușoară hipotermie. Echipajele au ajuns imediat la fața locului, însă în continuare, celălalt bărbat în vârstă de 26 de ani este dat dispărut în apele Oltului. Din păcate, au trecut mai mult de 24 de ore, iar șansele ca el să fie găsit în viață sunt reduse. Misiunea căutătorilor, vorbim aici despre scafandri, dar și despre pompierea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, misiunea lor, spuneam, este foarte grea, este îngreunată de faptul că barajul este extrem de mare, adânc și de asemenea vizibilitatea este extrem de redusă. Deocamdată acestea au fost informațiile, la revedere! Incident astăzi în zona Fartec. Un bărbat de aproape 70 de ani se zbate între viață și moarte după ce i s-a făcut rău în plină stradă. Omul a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitat minute în șir, cu succes până la urmă. Echipajul de la ambulanță susținut la fața locului încearcă, din păcate, de mai bine de o oră să-l resusciteze pe bărbat. Se pare că omul se afla pe bicicletă. În momentul în care i s-a făcut rău, a căzut și a devenit inconștient. L-a mers pe stradă și dacă bicicleta nu este vătămată, nu lovită, nici el nu este julit la mână, nu știu ce, probabil din stradă a căzut încoace pe trotuar. Bicicleta, am înțeles că a fost rău. Da, da. Nu e vorba de accident sau ceva. Nu. La fața locului au sosit o ambulanță, dar și poliția. După manevrele de resuscitare, inima bărbatului a început să bată din nou, iar victima a fost transportată la Spitalul Județean. Hărțuirea în mediul virtual este una dintre cele mai întâlnite infracțiuni. Toți cei care utilizează internetul sunt expuși unor riscuri atunci când folosesc rețelele de socializare. Cyberbullying-ul este un fenomen des întâlnit în rândul tinerilor, care de cele mai multe ori nu conștientizează ce probleme le poate cauza această formă de hărțuire. Inspectoratul Județean de Poliție a desfășurat o dezbatere împreună cu elevii liceului Andrei Mureșanu pe tema cyberbullying-ului. Mi s-a părut destul de interesant, adică discutam cu colegul cu care am venit, discutam cu el. Videoclipul a fost puțin clișeic, nu știu ce să zic, s-a mai văzut. Persoanele necunoscute care intră în vorbă cu tine pe site-urile de socializare, asta am pățit. Astăzi este ziua dedicată prevenirii victimizării cu minorilor și pentru că acest subiect este unul mult discutat în ultima vreme și pentru că noi știm că există nevoia de a veni cu informații în rândul tinerilor, încercăm de fiecare dată să le explicăm care sunt pericolele mediului online. Specialiștii spun că hărțuirea pe internet poate avea urmări grave asupra utilizatorilor. Pe termen lung, toată această presiune psihologică a cyberbullying-ului asupra copiilor victimă, pe termen lung duce la anxietate, depresie și atunci unde nu există conectare cu părinții, pot duce la cazuri extreme până la sinucidere. Persoanele hărțuite în mediul virtual pot accesa Ora de Net, unde primesc consiliere din partea psihologilor sau pot depune plângere la cea mai apropiată unitate de poliție. Peste 120.000 de persoane mor anual în România din cauza hepatitelor B și C. Statisticile sunt alarmante în ceea ce privește numărul celor infectați cu virusuri B, C și HIV. În Brașov, astăzi, au fost testate gratuit aproximativ 130 de persoane. Domnul Apolon a fost diagnosticat cu hepatită în urmă cu 40 de ani. Din 2000 cu virus C și am parcurs toate etapele cu interferon, fără rezultate. Am ajuns la fibroză stadiu 4
care este echivalentă cu ciroză hepatică. În anul 2016 am făcut tratamentul cu interferon free și în 3 săptămâni am scăpat. It can be triggered by abuse of alcohol or by medications, drugs of abuse, toxins or other viruses. În cadrul săptămânii europene a testării hepatite HIV, persoanele care trăiesc în condiții socioeconomice dificile sau se află în zone defavorizate, dar și alți brașoveni, au beneficiat de analize gratuite. Dorim să atragem atenția că aceste afecțiuni hepatice, virusul, infecția cu virusul hepatitic B și C, dacă nu rămâne, nu este depistată la timp, se poate transforma într-o boală cronică. Din păcate, sunt foarte multe persoane care află târziu și în momentul acela se poate face mai puțin. Persoanele care vor fi depistate cu unul dintre viruși în urma analizelor primesc consiliere din partea Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România. Elevii din municipiu au putut afla cum trăiau brașovenii în orașul Stalin, care era viața bunicilor sau străbunicilor în perioada anilor 1950-1960, atunci când Brașovul avea denumirea fostului mare conducător rus. Elevii de clasa A8-a de la școala gimnazială numărul 1 au fost implicați în proiectul Consiliului Județean Brașov. Pentru acest proiect istoric, micuții au adus de acasă documente, poze și mărturii ale acelor vremuri. Cu toate acestea, au făcut o expoziție inedită. Acestea sunt poze cu bunica mea din vremea în care Brașov era orașul Stalin. Două imagini pe care bunica mea mi le-a arătat. Am mai avut de-a lungul timpului și alte colaborări și ne dorim în continuare să ținem legătura aproape și pentru anii școlari viitor. Deoarece copiii chiar își doresc să facă și altceva în afară de școală. Peste 20 de copii au fost implicați în proiectul Orașul Stalin, pe înțelesul tuturor. Au aflat multe informații despre acele vremuri, dar au și împărtășit experiențele dobândite. Cunoșteam deja obiectele pe care le dețineam cu valoare istorică foarte mare. Unii consideră fiind niște vechituri care ar trebui aruncate la gunoi. Greșit. A fost un proiect frumos și am aflat mai mult despre orașul Stalin. Înainte nu prea știam ce este orașul Stalin, dar acum am aflat multe informații interesante. În august 1950 a fost dat decretul de schimbare al numelui orașului, iar în decembrie 1960 Brașovul și-a recăpătat denumirea originală. Tot în acea perioadă, pe tâmpa a fost scris din brazi numele lui Stalin, pentru ca populația să salute schimbarea. O igienă orală de invidiat cu un periaj cât mai corect. Acesta este doar unul dintre obiectivele campaniei de informare Zâmbește Colgate, acțiune inițiată de Crucea Roșie Brașov. Sute de copii din două școli brașovene au aflat de la specialiști cum pot preveni apariția cariilor. Să-ți găsești melodia ta preferată sau cântecelul tău preferat, dar să dureze minim 2 minute, îl pornești și te speli pe dinți până se termină. Doare! Bune-ne! Programul Zâmbete Colgate se desfășoară în 5 județe din țară până pe 10 iunie. Zilele trecute, campania de informare pentru o igienă orală impecabilă a ajuns în școala gimnazială numărul 13 și școala gimnazială numărul 2 Diaconul Coresi. Programele de educație pentru sănătate le derulăm în permanență. De 2 ani de zile în Brașov am ajuns la peste 16.000 de copii cu igiena dentară. În total, cu alte proiecte, am depășit peste 50.000 de copii, dar am zis pe igienă dentară să trecem la un alt nivel. Micuții înscriși în program au avut parte de consultații stomatologice gratuite, diagnostic și recomandări pentru tratament. De obicei mă spăl odată, dar se pare că acum mă spăl de două ori. 7 ani și jumătate și mă spăl seara și dimineața pe din. A de sus în jos și de jos în sus. Cam cât timp stai? Stai câteva minute așa, când te spăl pe din? Ești... Un minuțel. Programul Zâmbete Colgate a fost lansat în 2017 ca parte a campaniei România merită Zâmbete Colgate, când peste 1500 de elevi înscriși în program au beneficiat de consultații stomatologice profesionale gratuite în 20 de orașe mici din 10 județe ale țării.
Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, ne puteți urmări și online. Toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brasovtv.com și dacă ați surprins imagini sau aveți informații importante, le puteți trimite la adresa știrarondbrasovtv.com. Rămâneți alături de noi, urmează datele despre vreme. Sunt Silvana Vorovenci, la revedere! Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1. Viața ta a intrat într-o rutină, te provocă acum la o experiență plină de culoare, rafinament și exotism. Ia-ți curajul și vino în Piața Sfatului 27 la Sushia. Rezervări și livrări la 0724 636 292. Fii mândru de alegerile tale și încearcă sushi! Centru Spa caută colaborator pentru posturile de manicuristă, pedicuristă și cosmeticiană, telefon 0741 127 537.